Antonio Pican ne vorbește despre succesul pe care l-are pe internet. Este unul dintre cei mai excentrici vlogger și tot ceea ce pune la cale ajunge viral. Îl face sau nu haina pe om? Aflăm ce părere are Antonio Pican despre acest lucru. Sincer să fiu, nu prea mă interesează așa de mult cum îmbrac. Serios? Nu ții cont de lucrurile astea? Da, sunt mai trecătoare. Eu țin mai mult cont de ce se află sub haine, știi? Pe sub haine, pe sub piele, na. Țin mai mult cont de lucrurile astea decât de haine, gen. În general, tinerii din ziua de azi preferă să îmbrace doar haine de brand, au foarte mare grijă la ce îmbracă și dacă mă uit așa puțin la tine, n-aș spune că faci excepție. Cumperi și altfel de haine, nu știu, dacă îți place ceva, la un magazin care nu e de brand. Da, normal. De exemplu, acum 2 luni mi-am dat o comandă de vreo 1000 de lei și mi-am cumpărat gen 30 de perechi de pantaloni. Chiar dacă nu le port pe toate, dar îmi place să cumpăr haine. Atâta timp cât o haină arată bine, o iau. Adică nu trebuie să fie neapărat brand sau ceva. Cum merge proiectul cu casa? Merge bine, mai e de muncă, cam un an de zile așa. Wow! Da, cam un an de zile. Da, bine, la finalul anului o să fie gata și vă chem pe toți să petrecem, să ciocnim o pahar de șampanie. Facem să... Crăciunul la tine. Facem gata, Crăciunul, da, da, facem Crăciunul la mine, în piscină. Că o să fie încălzită. O, oh, da, nebunie. Așa, da. E nebunie, e nebunie, da. Abia aștept să fie gata. Fetelor, atenție, pentru că Antonio vă spune ce așteptări are de la viitoarea parteneră. Fetele vin, pleacă. La vârsta asta. Mai rămân. La vârsta asta e mai complicat. Și dacă e să rămână ceva pe bune, crede-mă că dacă aveam pe cineva și gen... chiar era ce trebuie și așa, peream cu ea de mână și ți-o prezentam, adică nu sunt, n-am chestii de genul ăsta. Ai spus dacă era ce trebuie, dar ce trebuie să fie? Ce ar trebui să aibă acea fată? E complicat. Nu e legat neapărat de aspectul fizic. Numai că consider că jobul pe care îl fac eu, munca pe care o fac eu, e mai greu de înțeles, știi? E mai greu de înțeles și, na. O persoană care să mă înțeleagă, o persoană care să se implice cu mine, să mă ajute, să mă motiveze, știi? Să fie înțelegătoare, mai multe lucruri. Și care să te accepte pe tine ca om, nu ca artist? Și ca să, da, și să mă vadă ca și un om și nu un artist.